O fi scris Wang Vieng? Ne-am luat bilete pentru Wang Vieng. Mâine dimineață la 8:30. 200.000. 200.000. Și asta e busul cu patru în el. Sleeping bus. Cum arată, a? Rafile. Rafile pregătite. Sleeping bus și fix pat. Da, ce tare. Fix pat. 1916-1961. Cine-o fi cetățeanul? Bun! Milor House. A fost foarte ok această cazare. Plus net mega bun. Și bonusul, stăm fix vis-a-vis de terminal. Trecem în partea asta și e terminalul. Ne-am luat busul spre Wang Vieng. Încă 8 ore de bus. Pentru 250 de km. Uf. Am ajuns cel mai rapid la stația de bus în 30 ceva de secunde. Bine, busul e deja în stație, se leagă bagajele sus pe porbagaj. Să sperăm că o să stăm mai ok acum. Nu se bage extra persoane. Spre Wang Vieng. Ne-am luat niște provizii de drum, banane și apică. Pregătiți de 8 ore. Ciocolată, de fapt, sunt cu gem. Biscuiți cu gem. Magazinul din stație. Croissant cu ciocolată. Organic cu ciocolată. Am luat o prăjiturică cu durian. Un leu. With organic super seeds. Vedem cum arată înăuntru. Durianul. Miroase? Uh-huh. Am puțit? Miroase bine. Cred că e bun. Uh-huh. Wang Vieng. Suntem singuri în minibus momentan. Ăsta spre Luan Prabang, de unde am venit, e full. Încă am niște biscuiți cu susan negru. Bun, Savan nu prea e o destinație așa turistică, nu prea am văzut mulți turiști. Cam nu. Pornirea de pe loc. Au și încărcat mașina. Am încărcat. Pe lângă Luan Trabang, Wang Vieng sau Vientiane. Pe lângă Luan Prabang, Vientiane sau Wang Vieng se poate ajunge foarte ușor în Vietnam din acest loc, din Phong Savan. Și prețul este pe măsură, foarte mic, adică sub 10 euro. Drumul poate e chiar mai bun decât ăsta pe care îl facem noi acum. Poate, nu se știe. Dar se pare că azi avem noroc, nu e prea multă lume, o să stăm relax. Din moment ce porbagajul de deasupra e gol. Așa sunt toți. Așa sunt, de la Gioșii. De 8 ore cu busul. Stăm bine de tot asta. Pe aceste serpentine. Aer condiționat. Primul popas. Pe câmp, nu mai puteau oamenii, s-au dus să pișe. Ia uite. Cel mai dubios drum. Foarte mult praf. Ba da,
Titi se ocupă de drum. În construcție drum. Este cel pe ei în anul. Met nâng cu la hông mân. Să nu o khai ok ok nặng. Loc de mandarine. Piramida, nu? Piramida de mandarine. Hai copa. Mm? Nimai hau cu ție, tot eu, nu au unul. 7 ore cu minivan. Bye. Înapoi în Van Vieng. Ne-au recomandat două tipe o cazare super bună cu 9 euro pe noapte în Van Vieng. Mergem spre ea, înapoi înconjurați de munți. Stăm fix lângă templu. Mugta Van Gesaus, asta este. Quest House. Quest House, cu că... Ne-am instalat la bungalouri, căbănuțe, pentru 9 euro pe noapte, cu aer condiționat, televizor old school, frigider, Goldstar, plus o mică baie. Și view face totul. Și view cu grădina. Avem și loc de chill-out și de mic dejun, masă cu scaune. A, bine, avem și la căbănuță. Și un lac cu peștea. Ia uite, e roșii. Wow, wow, ce frumusețe, ce frumos și-a aranjat om. Vis-a-vis de templu, prindem și apusul azi. Nice. Ia uite balonul! Wow. Și încă unul în stânga. Și aproape, uite și altul. 100 de euro. Sutica, sutica cu înzoară. Da, a fost
Ne-am întors să vedem templu, că tot nu-l văzusem data trecută. Știam că o să ne întoarcem. Asta e locul unde stăm, bungalow Mukdavan. Gustele lângă templu. E mare. E voala. 4 baloane. Au zburat 400 de euro. 400, dar poate sunt 2 oameni în balon sau 3 oameni. Mia pe cer. Apusul. Mergem la Riverside. Bombele. Pe care am văzut-o în Laos. Dacă știi engleză, nu contează dacă ești native speaker, poți să fii voluntar câteva ore pe zi la o școală din comunitate. În față este un afiș, volunteer for helping community. Benzină roșie. Un litru jumate, 40.000. Acum ciobanul are scooter, nu mai poate să meargă pe râs ca pe vremuri. Înapoi în acest loc minunat. Azi am fost în câteva locuri să mâncăm, primul comandăm, vine unul, după aia nu înțelege ce am comandat, o trimite pe o fata a doua oară și a treia oară vine și după ce comandăm, a treia oară vine altul și ne spune, n-avem seafood. După ce așteptăm 30 de minute. După aia ne punem la restaurant, zice că e închis. Ne punem la masă, e închis. Pentru 4,50€ ne-am luat un orez cu seafood și green curry, green curry care arată bine. Tofu și vegetabile. Ne-am mutat în altă coastă pentru că acolo nu mergea apa caldă. Aceea schemă, frigider, televizor. Are you?
Să ne fii și acolo. Ți-a dat cheia? Nu. Da.